Fii atent, dacă încerci să pierzi grăsime corporală, urmărește această prezentare despre lupta împotriva obezității, tensiunea arterială crescută, nivelurile ridicate de zahăr din sânge, trigliceridele crescute și colesterolul bun scăzut. Toate acestea sunt semne ale sindromului metabolic. Vă voi explica ce este și voi arăta două lucruri pe care cercetătorii de top din domeniul metabolismului din întreaga lume spun că ar trebui să le faci pentru a le inversa. Unul din trei adulți din România suferă de sindrom metabolic, iar cei mai mulți habar nu au. Aceasta cauzează atacuri de cord, accidente vasculare cerebrale, obezitate, diabet. Toate bolile cronice au la bază sindromul metabolic. Prin inversarea acestuia putem îmbunătăți starea noastră de sănătate. Fii atent, corpul nostru depinde de două surse de energie, glucoza sau hrana și grăsimea corporală, iar ceea ce decide este insulina. Când mâncăm, nivelul de glucoză crește, iar apoi corpul nostru trebuie să elibereze insulină pentru a-l reduce. Asta înseamnă că atunci când mâncăm, nivelul de insulină este ridicat și suntem în modul de ardere a glucozei. Corpul nostru nu este capabil să ardă grăsimea în acest moment. Orice exces de glucoză sau hrană pe care corpul nostru nu-l poate folosi se depozitează sub formă de grăsime corporală. Dar când nu mâncăm, nivelul de insulină scade. Durează aproximativ 4-5 ore pentru ca nivelul de insulină să scadă. Dar odată ce este scăzut, suntem din nou în modul de ardere al grăsimilor. Corpul nostru poate arde grăsime doar atunci când nivelul de insulină este scăzut. În cazul unei persoane sănătoase, corpul nostru trece în mod repetat între cele două surse de energie. Dar ceea ce se întâmplă astăzi este că rezistența la insulină este în creștere. Rezistența la insulină apare atunci când nivelul de insulină este cronic crescut. Și asta se întâmplă pentru că de fiecare dată când mâncăm, nivelul de glucoză crește, iar apoi corpul nostru trebuie să elibereze insulină pentru a-l reduce. Dar insulina este un hormon, durează mai mult timp pentru ca nivelul de insulină să scadă. Dar dacă mănânci sau ronței tot timpul ziua, crești constant nivelul de insulină și în cele din urmă el rămâne ridicat și este foarte dificil să revină la nivelurile normale. Chiar și când te oprești din mâncat, nivelul rămâne ridicat tot timpul. Așa că devenim rezistenți la insulină, ceea ce înseamnă că organismul nostru este blocat în modul de ardere a glucozei. Nu putem arde grăsimea de pe corp pentru că nivelul de insulină este cronic ridicat și insulina ridicată oprește capacitatea organismului de a arde grăsime. Corpul nostru nu mai poate trece între aceste două surse de energie. Deci luăm în greutate, iar această incapacitate de a trece de la una la alta este sindromul metabolic. Atunci când celulele noastre încetează să răspundă la insulină, ne îmbolnăvim, începem să luăm în greutate, s-ar putea să observi pigmentarea pielii în jurul gâtului și în alte locuri, acnee la vârsta adultă, veruși cutanate și în cele din urmă rezistența la insulină cauzează probleme de sănătate mult mai grave. Toate bolile cronice sunt legate de rezistența la insulină și de sindromul metabolic. Deci cum poți inversa lucrul acesta? Cercetătorii de top în domeniul metabolismului recomandă două lucruri. În primul rând, postul intermitent, adică să mănânci toate mesele între ora 12 și ora 20, astfel încât nivelul de insulină să aibă ocazia să scadă. Și în al doilea rând, consumul de fibre. Nu este suficient să-ți controlezi nivelul de insulină atunci când postești, când mănânci și rup postul. Trebuie să-ți controlezi și nivelul de insulină. Fibra este o modalitate eficientă de a controla glucoza și răspunsul la insulină. Poate reduce răspunsul la insulină cu până la 50% sau poate chiar mai mult. Iar dacă te confrunți cu semne rezistenței la insulină sau cu diabet de tip 2,
Dă-mi un mesaj aici, ai numărul meu de WhatsApp, pentru că ți-am pregătit, ce crezi, un ghid alimentar potrivit pentru a inversa rezistența la insulină și diabetul de tip 2 printr-o alimentație sănătoasă cu un conținut scăzut de carbohidrați, prioritizând fibrele, proteinele, grăsimile sănătoase, plus veriga cea mai importantă, care este postul intermitent. Vei învăța în acest ghid alimentar cum să-ți aduci aportul necesar de fibre la o masă, cum să faci și mai ales cum să rupi un post intermitent într-un mod corect, pentru că majoritatea dintre voi nu știu cum să facă un post intermitent corect și cum să-l rupă și din această cauză nu numai că nu au rezultate, dar îl și abandonează pentru că dau greș la ruperea lui.